Eu sunt fericit fiindcă astăzi am venit aici ca să le prezint oamenilor că pământul este un loc minunat și că nu trebuie să aruncăm gunoaie pe el. Și tu? Sper că oamenii au înțeles și ne-au zis bine ca să învațe bine, să nu poluăm și să avem grijă de pământ. Alături de colegele mele și acești minunați copii de la grădiniță, am gândit o activitate în cadrul Săptămânii Verzi, că acolo suntem chiar la debut, în care acești copii să sensibilizeze comunitatea cu privire la poluare. Știm că este poluare foarte mare pe pământ, în jurul nostru, pe malurile Someșului și am vrut prin acest cântecel să și mișcările sugerate de el, dar și tricorile, v-ați prins, verzi și albastre, sugestive pentru apă și verde pentru natură, să sensibilizăm comunitatea și pe cei din jurul nostru. De aceea am și repetat de mai multe ori cântecelul, că am vrut să vină alți și alți oameni care să ne vadă. Noi am făcut flejmă ca să spunem la oameni ca să protejeze planeta. Sunt cu grupa ursuleților și împreună cu toate colegele mele am organizat acest flashmob în Săptămâna Verde. Am încercat să pliem educația non-formală pe educația formală. Sigur că noi am vorbit înainte, în timpul activităților formale, despre ce înseamnă protejarea pământului, iar acest flashmob a venit ca o completare pentru a consolida cunoștințele, iar copiii cu siguranță vor fi generația viitoare care vor proteja pământul.